prieten, caporalul clasa 3-a, Uțanu Ștefan. Caporalul Uțanu Ștefan, după ce a urmat cursul de grupul școlar Ștefan cel Mare și Sfânt din Borona, în anul 2007 și-a dorit să urmeze o carieră militară, absolvind modulele de formare a soldaților gradaților profesioniști, în anul 2008, organizarea Sibiu, la Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră Ioan Vodă. Începând cu data de 18.06.2008, a fost angajat ca servant în cadrul Batalionului 335 Artilerie Alexandru cel Bun Botoșan. În perioada 2008-2015, activitatea sa a fost apreciată cu calificativ foarte bun în fiecare an, fiind promovat succesiv în gradul de funtraș la 3-10-2010, respectiv caporal la data de 3-11-2011. În iunie 2008 te-a alăturat nou brav funar al Batalionului 335 Artilere și tot într-un iunie 2015 a ieșit pentru ultima dată pe poarta cazărmii, lăsând în locul tău doar amintiri. Dragul nostru coleg, ieri erai printre noi, astăzi bați la porțile cerului, mâine și întotdeauna te vom fi dincoace, te vom păstra în inimă și conștiințele noastre. Pentru noi vei exista mereu, subordonat responsabil, coleg bun, prieten sociabil, părinte și soț iubitor, om de încredere, pentru că de la tine cu toți am avut ceva de învățat. Societatea, armata, familia ți-au fost timp de 27 de ani, coordonate ale unei existențe demne, drepte și ireproșabile. Despre tine mai de bine auzim vorbindu-se și suntem siguri că aceste vorbe reliefează adevărul despre omul ce a fost între noi. Dragă Ștefan, astăzi, de altfel ca în toate zilele, suntem în jurul tău, doar că în locul vorbelor tale pline de pace, ascultăm provodul ultimului drum. Ce s-a întâmplat cu tine și cu fătia ta a fost peste orice justificare a morții. Nedreaptă a fost plecarea voastră, dar ce folos poate aceste resentimente, nici patima, nici lacrima nu va aduce înapoi. Să punem totul pe seama destinului ar fi mult prea simplu. Locul, timpul, clipa sunt elemente ale fatalității, reduce la absurd a vieții noastre de creștini. Ascultare semnat fără puterea de a învinui pe cineva, omul, drumul, mașina, neatenția, graba reprezintă contextualități ce țin de decorul acestei lumi. Moartea este un nonsens, motivarea ei este peste puterea noastră de a înțelege. Dumnezeu a avut nevoie de voi și tot Dumnezeu va purta de grijă îngerașilor voștri, Justin și Maria. Noi, colegii tăi, dincolo de compasiune, dincolo de amintirea vie și nepătată, vom da dovadă de solidaritate față de cei rămași fără voi. Acum, în memoria ta, caporalul Ștefan Buțanu, luăm poziția de drept, cu lacrimi pe obraz, cu sufletul trist, cu inima mâhnită, îți prezentăm onorul. Adio, drag camarad! Sfântul I, arhidiacon Ștefan, să-ți mijlocească drumul, bunul Dumnezeu să te ierte și să odihnească alături de soția ta cu cei drepți. Dumnezeu să-i ierte.